cu încredere la școală, consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Când te afli în fața unor provocări la școală și ți se pare că eșecul stă la pândă în toate colțurile, îți amintești că ai auzit de multe ori acest sfat. Ai încredere în tine. Probabil când te gândești la acel sfat îți spui, dacă ar fi așa simplu, și totuși există metode prin care poți crește încrederea în tine. Dar poate te întreb de ce este important să ai încredere în tine. Încrederea te poate ajuta să depui mai mult efort atunci când înveți. Să nu abandonezi o sarcină chiar dacă ți se pare dificilă. Să găsești noi soluții de a face față provocărilor de la școală. Încrederea nu te lasă să te dai bătut. Din fericire, aceasta se poate antrena. Iată câteva idei prin care poți face acest lucru. Concentrează-te pe resursele tale. Gândește-te la ce poți să faci și mai puțin la ce nu poți. Apreciază-i pe ceilalți pentru ceea ce sunt, dar nu te compara cu ei. Deoarece fiecare este unic, fiecare arată diferit, are un stil diferit, are propriile calități și abilități. Așa că, decât să te gândești la alții, mai bine concentrează-te pe ceea ce știi și poți face tu. Poți să analizezi ce apreciezi la unii colegi ai tăi și să încerci să dezvolți și la tine acele comportamente, abilități sau pasiuni care îți plac la aceștia și care consider că te-ar putea ajuta. Gândește-te la doi colegi, de exemplu la colegul care stă în spatele tău și la cel din fața ta sau la colegul din dreapta sau din stânga ta și notează pe o foaie cel puțin un aspect pe care îl apreciezi la ei gândindu-te la modul în care se comportă, la ce știu ei să facă și la pasiunile lor. Ți se pare că vă asemănați sau sunteți diferiți? Ce apreciezi la acești colegi? Imaginează-ți succesul. De multe ori ne imaginăm mai degrabă eșecul decât succesul. Pentru o echilibrare rapidă a încrederii în tine înainte de o sarcină școlară pe care o consideri dificilă, imaginează-ți că vei avea succes și că vei reuși. Amintește-ți alte momente când ți s-a părut dificil de făcut ceva la început, apoi ai reușit. De exemplu, îți poți aminti primele ore în care ai învățat să cânți la un instrument sau când ai avut o temă dificilă la matematică sau când ai dat o probă nouă la sport. Acum amintește-ți și tu cel puțin un moment în care o sarcină de la școală sau de la o anumită oră ți s-a părut dificilă, dar ai reușit să o depășești sau să o rezolvi cu bine. Cum ai făcut să depășești situația? Amintește-ți cum te-ai simțit când ai reușit. Ai încredere că poți să-ți îmbunătățești abilitățile. Acestea se referă la ceea ce ne pricepem să facem. Este bine să știi că orice persoană este bună la ceva, însă de multe ori ne concentrăm pe ceea ce nu ne pricepem să facem și pierdem din vedere ceea ce putem face. Ne naștem cu o anumită culoare a ochilor, cu o anumită culoare a părului sau a pielii, dar nu ne naștem cu abilități. Acestea pot fi antrenate pentru a se dezvolta la fel ca mușchii. Mușchii trebuie antrenați ca să se dezvolte, nu-i așa? La fel și abilitățile. Ceea ce crezi te poate influența în ceea ce vei face. Dacă vei crede că tu nu ai abilități născute, vei renunța să încerci anumite lucruri. De exemplu, dacă vei spune, nu reușesc să învăț limba engleză, mi se pare dificil să citesc și să pronunț cuvintele. Nu sunt bună la engleză, nu are rost să insist. Însă, dacă vei crede că abilitățile tale pot fi antrenate și că depinde de tine să le antrenezi, vei avea mari șanse să depășești obstacolele. Iată un alt exemplu. Deoarece am exersat pronunția unor cuvinte în limba engleză și am învățat cuvinte noi în fiecare zi, acum mă descurc mult mai bine decât anul trecut. Desenează pe o foaie două chenare. În primul notează o abilitate pe care nu o aveai bine dezvoltată, dar prin antrenament ai reușit să o dezvolți. De exemplu, mersul pe bicicletă.
În al doilea Kenar notează o abilitate pe care consider că nu o ai încă bine dezvoltată și sub ea notează cel puțin o idee despre cum ai putea antrena sau exersa această abilitate. Nu întotdeauna îți va ieși din prima ceea ce vei încerca și nu va fi ușor în multe cazuri. Ideea este să nu te dai bătut. Ai încredere și mai încearcă o dată sau de mai multe ori. Încurajează-te folosind expresii ca: pot să fac față, depinde de mine. Mai încerc și poate voi reuși. Știați că Harry Potter, celebra carte pentru copii și adolescenți, a fost respinsă nu de una, ci de 12 edituri, dar autoarea, J.K. Rowling, nu s-a dat bătută. A încercat până când a reușit, deoarece a avut încredere în ea, iar astăzi Harry Potter este printre cele mai cunoscute cărți de pe planetă. Cei care nu se dau bătuți și continuă să aibă încredere în ei și în abilitățile lor, fac față mai ușor obstacolelor și provocărilor. Ai încredere în tine și în abilitățile tale. Oricine poate face ceva bine. Succes în dezvoltarea încrederii în tine!